ședința punctului focal, vreau să menționez din start că astăzi dimineața, de comun cu domnul prim-ministru, am realizat și o vizită la Spitalul Clinic Toma Ciorba pentru a vedea care este starea de lucru, pentru că avem și o adresabilitate foarte mare. Până a veni cu anumite detalii privind rezultatele activității punctului focal și deciziile care au fost primite astăzi, rog foarte mult pe domnul director ca să vină cu relatare privind starea pacientei care este infectată cu coronavirus și care, de fapt, beneficiază de asistență medicală. Da, bună ziua tuturor. Deci, timp de 24 de ore, starea sănătății pacientei este iarăși cu o ușoară îmbunătățire. Deci, astăzi, prima dată, la ora 4 dimineața, bolnava a fost ridicată, petrecută higiena personală, bolnava 10 minute a șezut, deci a mâncat singur, a dispărut diareea, bolnava constatează singur că are o îmbunătățire după adânță vădită. Noi, după parametrii biochimici din analiză și de gazele sigilor, vedem o situație cam stagnantă. Dar, luând în calcul, deci, subiectiv, cum apreciază bolnava, apreciăm și noi că, într-adevăr, este o ușoară îmbunătățire. Asta e situația pe astăzi. Mulțumim. Pentru că ieri mai mulți jurnaliști au adresat întrebarea privind pregătirea instituțiilor medico-sanitare publice, în special după ședința Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Vreau foarte mult, colega mea, doamna Lupu, să vină cu o relatare vis-a-vis de numărul de paturi disponibile în instituțiile medicale, inclusiv în instituțiile medicale strategice care sunt desemnate. Văd jurnalista de la ProTV, așa cum v-am promis, astăzi dimineață venim cu cifre, pentru că ieri nu erau disponibile la mine. Vă rog foarte mult. Bună ziua! După cum a menționat doamna ministru, deci la moment avem desemnate instituțiile strategice, patru instituții sunt pregătite și deja preiau pacienții suspecți și pacienții confirmați, după câte știți. Reieșind din numărul acestora, deci avem Spitalul Toma Ciorbă, capacitate totală 165 de paturi, la moment 29 de paturi sunt incluse doar pentru pacienții aceștia. Deci Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase Copii, care preia copiii cu forme ușoare, forme medii și pacienții suspecți. Deci capacitatea totală a instituției 100 de paturi, la moment 30 de paturi sunt destinate asistenței medicale acestor categorii de pacienți. Deci Spitalul Clinic Republican, care preia cazurile grave și cazurile extrem de grave, deci la moment sunt disponibile 15 paturi de terapie intensivă, dintre care 4 paturi sunt cu boxe complet izolate. Și Institutul Mamei și Copilului, care urmează să preia copiii cu forme grave și cu forme extrem de grave, deci au identificat 5 paturi de terapie intensivă și în total 20 de paturi pentru copiii care vor dezvolta forme grave. Avem și alte scenarii de desfășurare al evenimentelor. În acest context am mai identificat câteva instituții, una dintre care este Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Capacitatea totală spitalului este de 280 de paturi și în scurt timp, în caz necesitate, toate paturile acestea vor putea fi puse în funcțiune. Deci toate instituțiile sunt completate cu toate cele necesare, cu consumabile, cu medicamente, inclusiv echipamente de protecție. Ce se va întâmpla în cazul în care numărul pacienților va crește? Eu am să răspund la întrebare. Noi mai avem o instituție rezervă. Doamna Lupu, vă mulțumesc foarte mult. Noi avem o instituție rezervă. N-am să o nominalizez, dar este în afara Chișinăului, care dispune de mai multe locuri și este examinată și această opțiune, dar aceasta este cel de-al patrulea scenariu care se poate întâmpla. Pentru că vreau să menționez că avem câteva scenarii care sunt determinate nu de către minister doar, dar și de către Organizația Mondială a Sănătății și să știți că mai avem încă o rezervă și în caz de necesitate vom apela la această instituție care la momentul actual este total fără pacienți. Vreau să vin cu rezultatele activității punctului focal și deciziile care au fost primite. Din câte știți, ieri am avut câteva discuții în contextul ce facem cu manifestările în masă și dacă limităm numărul de persoane. Astăzi am discutat foarte mult la acest subiect, a fost analizată și practica altor state.
Am coordonat inclusiv și Comiseu care ar trebui să fie decizia primită de către Republica Moldova în contextul situației care este și în Italia și în contextul situației care este și în România. Decizia punctului focal este de a interzice toate manifestările în masă, absolut toate, indiferent de tipul acestora, că sunt manifestări culturale, că sunt sociale, că sunt de ordin sportiv. Absolut toate manifestările urmează a fi anulate, inclusiv vreau să menționez că este vorba și de concert. Eu știu că o să urmeze o întrebare, ce facem în cazul respectiv cu acele slujbe religioase care se petrec în postul mare, în cadrul bisericilor sau inclusiv acele activități în cadrul altor culte religioase. Noi am inițiat deja un dialog, dar vrem să-l desfășurăm pe o platformă mult mai extinsă cu reprezentanții tuturor cultelor religioase. Vreau să menționez că încrederea populației față de biserică este înaltă și vrem aici să coordonăm cu fețele bisericești ca să fie mesagerii în cazul respectiv ai autorităților statului pentru a duce mesaje vis-a-vis de riscurile de infectare cu coronavirus, necesitatea respectării regulilor de prevenire a infectării cu coronavirus și inclusiv regulile de prevenire a răspândirii infecției respective. Totodată vrem să ducem și un dialog în contextul unor măsuri de precauții care trebuie să fie realizate și în cadrul realizării unor anumitor deci, manifestări așa de ordin religios în cadrul cultelor religioase. Dar după ce o să avem această ședință de coordonare, o să venim cu mai multe detalii. Vreau să menționez că avem deschiderea pentru dialog din partea cultelor religioase. Totodată vreau să menționez că s-a luat decizia de a fortifica punctele de trecere unde există o aglomerație așa mai intensă de trecerea frontierelor terestre cu personal medical, dat fiind faptul că avem tot mai multe persoane febrile care sunt identificate la traversarea frontierii, context în care este solicitat serviciul 112 și nu toate persoanele întrunesc criteriile pentru caz suspect. În acest context vor exista medici care vor examina persoanele febrile și vor determina dacă el se încadrează sau nu în acele criterii de calificare a persoanei ca și caz suspect, pentru ca să nu vină de fiecare dată ambulanțele la punctele de trecere a frontierelor de stat. Aceasta iarăși este o decizie care a fost primită la punctul focal. O altă decizie, vreau să menționez că pe platforma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, de comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și am solicitat respectuos expertiza OMS-ului, vom elabora câteva scenarii cu privire la instituțiile educaționale în contextul închiderii procesului educațional, dar să determinăm foarte clar, atunci când există un caz suspect în cadrul instituției, în dependență dacă este vorba despre copil, în dependență dacă este vorba despre cadrele didactice, închiderea procesului educațional în cadrul unei instituții, închiderea procesului educațional în cadrul unei unități administrative teritoriale unde există, de exemplu, un focar. Noi vom determina aceste scenarii și aceste scenarii vor fi aprobate în mod obligatoriu prin decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, pentru că am zis că procesul educațional sigur că poate fi întrerupt, dar atunci când cu adevărat există risc, la momentul actual ne-am abținut totuși de la aspectul de a declara vacanța pentru copii, pentru că am zis că există alte situații dificile, cu cine vor rămâne în supraveghere acești copii. Vom evita noi în cazul respectiv circulația copiilor în cadrul transportului public sau să fie aduși de către părinți atunci când nu au cu cine lăsa acești copii, de exemplu, de sine stătători sau să fie aduși la serviciu cu ei. Sunt câteva decizii, totodată vreau să menționez că venim cu recomandări către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării de a fortifica măsurile de igienizare în cadrul instituțiilor educaționale pentru copii și este responsabilitatea fiecărui manager și în mod special vreau să atenționez nu doar la nivel de informare a copiilor privind aceste măsuri, dar și de organizare acestui proces. Să existe săpun, apă, atunci când există blocul sanitar afară și ne dăm bine seama că nu există apă caldă, să existe toate dispozitivele corespunzătoare pentru a asigura dezinfectarea mâinilor copiilor, dar cel mai important este informarea copiilor care
este și pe responsabilitate în cazul dată părinților, dar solicităm respectuos și aportul cadrelor pedagogice. Veți face verificări și în școli și grădinițe să vedeți dacă este săpun dezinfectant pentru că... O să conlucrăm, structurile teritoriale ale Agenției Naționale Sănătate Publică vor conlucra în cazul respectiv cu sistemul educațional în întregime pentru a realiza, sigur, că aceste verificări, pentru că ele sunt foarte importante. Doamna ministru, da. Ce evenimente vor fi amânate? Exact, spuneți că vor fi amânate toate evenimentele în masă. Acum ați stabilit deja care în viitorul apropiat nu vor avea loc? Noi venim punctul focal cu recomandări de a fi sistate toate activitățile în masă. Una din activitățile care deja am coordonat-o cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării este închiderea festivalului Mărțișor. Totodată este vorba și de activitățile culturale care sunt realizate inclusiv și în cadrul teatrelor, activități în masă și în cadrul muzeilor. Vorbesc de toate activitățile, competițiile sportive. Expoziția Moldexpo ar putea Moldexpo, la fel, vreau să menționez că în cazul dat există decizie pentru anularea acestor expoziții. Este responsabilitatea fiecăruia în cazul dat. Sunt niște măsuri de prevenire și vreau să menționez aici de ce OMS-ul a recomandat aplicarea acestor măsuri. Nu trebuie să ajungem la escaladarea situației precum s-a întâmplat în Italia, deci trebuie să mergem la niște măsuri mai drastice, poate nu o să fie atât de înțelese de către toți, dar solicităm în cazul dat maximă solidaritate și responsabilitate din partea tuturor. Și vreau să mai vin cu o informație. La momentul actual avem 10 cazuri suspecte de infecție cu coronavirus la adulți și avem 2 cazuri suspecte la copii. Copiii unde sunt, în ce spital? Copiii sunt la spitalul de boli contagioase pentru copii, cei 10 adulți, pentru că este vorba despre o stare corespunzătoare de sănătate, nu sunt ca în cazul pacientei care actualmente se află la Spitalul Clinic Republican cu complicații, restul sunt la Toma Ciorba. Probele, inclusiv pentru că chiar când mergea ședință un copilaș a fost internat, probele se prelevează astăzi, pe parcursul zilei, noi o să venim cu rezultatele acestor teste de laborator. Știm dar că pasagerii nu mai trec prin termoscanere la aeroport, de ce adevărat, se întâmplă acest lucru? Nu este adevărat și chiar vă mulțumesc că ați abordat această întrebare, pentru că ieri ați mai menționat acest aspect. Am coordonat cu domnul Groza dacă trec sau nu trec termoscanerul, toți pasagerii, indiferent ruta, ora la care vin, 24 din 24 de ore termoscanerul funcționează. Și ieri am solicitat și astăzi solicit să luați legătura cu poliția de frontieră. Sunt măsuri asupra cărora se insistă în continuare și vă rog foarte mult să verificați informația dată. Avem informații concrete când cineva a venit dintr-o țară anumită și nu a trecut. Eu vreau să menționez încă o dată vis-a-vis de faptul. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, dar este un apel către toți cetățenii. Dați să ne conducem de datele oficiale care sunt. Vă sugerez în cazul dat să luați legătură cu domnul Groză de la Poliția de Frontieră și să verificați acest aspect. Datele oficiale de notă, și vreau să menționez, termoscanerul este funcțional, termometrele digitale se aplică, respectiv măsurile de precauție se întreprind. Și ca un apropo, vreau să vă zic, printre pacienții care au fost aduși la Toma Ciorba, pentru că ați menționat, și ieri, și pe parcursul zilei de astăzi, care au fost, sunt aduse persoanele cu termometrie depistate, inclusiv la aeroportul internațional Chișinău. Și aceasta este o informație veridică și aceasta este o informație care vă poate fi confirmată de către directorul Spitalului Toma Ciorba. Doamna ministru, 14 persoane care urmau să... Au rămas 10 persoane care nu au fost identificate. Vreau doar aici să fac un anunț. Noi am avut 45 de persoane, de fapt una am zis că este pacienta, 44 de persoane care sunt din grupul persoanelor cu risc înalt, toate 44 de persoane au fost identificate, au fost informate, au rămas din cele 14 persoane despre care menționam încă 10 persoane, dar este vorba despre cetățeni italieni și cetățeni români, care cu regret, într-adevăr, nu-i putem identifica nici după viza de reședință, nici după datele care sunt indicate în fișe. Sunt 10 persoane pe care încercăm totuși să le identificăm, dar asta nu ține din sistemul medical, pentru că vă zicem că noi ne concentrăm de fapt pe alte măsuri.
Și în acest context, mâine va fi aprobat, vreau să vă zic, în ședință de guvern, un proiect de lege, știți, pentru a intensifica măsurile de sancționare, haideți să spunem, inclusiv pedeapsă contravențională sau penală pentru persoanele care încalcă regimul de autoizolare. Și astăzi am mai coordonat cu Organizația Mondială a Sănătății și grupul a fost de acord să nu permitem ieșirea de pe teritoriul Republicii Moldova a persoanelor atâta timp cât sunt în regim de carantină și aceasta ne permite, vreau să vă zic, în cazul dat, regulamentul sanitar internațional, dar pentru ca să avem acoperire legală, ca să nu fim învinuiți de faptul că încălcăm și dreptul la liberă circulație, vom veni cu o propunere suplimentară de amendare a cadrului normativ în situația epidemiologică declanșată pe plan mondial, nu doar în Republica Moldova, vom interzice, în cazul persoanelor vizate, ieșirea pe perioada cât au regimul. Doamna ministru, ați menționat de mai multe ori că există suficienți bani pentru combaterea coronavirusului, dar niciodată nu ați spus care este suma anume din fondul de rezervă. Fondul de rezervă doar a Companiei Naționale de Asigurări Medicale, deci este vorba de fondul de asigurări obligatorii de asistență medicală, are 10 milioane de lei numai fondul de rezervă. Dar avem și fondul de profilaxie. Să nu uităm și de fondul de rezervă al guvernului, dar cifra nu pot să vă spun pentru că este fondul de rezervă al guvernului. Dar mijloace financiare sunt disponibile și în caz de necesitate va fi accesat. Fondul de profilaxie deja a fost accesat pentru a multiplica materiale informaționale, pentru a informa populația vis-a-vis de măsurile de precauție și inclusiv de prevenirea a importului și a răspândirii infecției coronavirus. 7 persoane care s-au aflat în avionul cu femeie infectată ar fi ieșit deja de pe teritoriul Republicii Moldova. Un bărbat a plecat la București, a venit înapoi. Cine a permis? De ce nu a stat autoizolat? Cum a ieșit poliția de frontieră? N-au bază de la date? Momentul actual, vreau să menționez că legislația nu prevede restricționare. Dumneavoastră cunoașteți că există și dreptul la liberă circulație și de aceea și-am zis astăzi comisiu am coordonat și aș vrea foarte mult ca să relatați informația corectă. Fiecare stat trebuie să-și determine măsurile sale speciale. Ca rezultat al acestui caz, am văzut că persoanele nu merg pe aspectul de responsabilitate și de conștientizare a riscurilor la care se expun și expun pe ceilalți, respectiv vom merge pe reglementarea națională, pentru că comisiu a zis că ni se permite, conform regulamentului sanitar internațional, să avem restricțiile vizate conform legislației fiecărui stat în parte. Respectiv, vom veni cu aceste restricții în baza legislației naționale. Este pentru prima dată, vreau să vă zic, când pe plan mondial se aplică de către state astfel de măsuri restrictive, destul de dure, dar sper foarte mult ca să fie înțelese de către cetățeni, pentru că ele toate sunt întreprinse pentru a preveni importul coronavirusului pe teritoriul Republicii Moldova, dar și răspândirea acestei infecții. Multe persoane nu completează corect aceste fișe epidemiologice. Ce facem în privința lor? Ce soluții aveți? Am solicitat poliției de frontieră și deja se aplică ca aceste fișe să fie completate în timpul zborului și vreau să vă zic că aceasta se realizează pentru ca persoanele să aibă și timp pentru a le completa. Aceasta se realizează și pentru faptul ca să evităm îmbulzeală atunci când deja este aterizat, când a aterizat avionul. Context în care am solicitat și o implicare mai activă din partea poliției de frontieră pentru a verifica cel puțin datele esențiale de contact ale persoanelor care sunt indicate. Dar vreau să vă zic că ori de câte ori noi nu am atenționat persoanele despre responsabilitatea care o întreprind, oricum rămâne pe conștiință fiecărui, pentru că nu poate poliția de frontieră să cunoască dacă a declarat sau nu a declarat datele corespunzătoare. Noi ieri am aprobat din nou, haideți să spunem, un nou model afișei. Atenționăm persoanele despre responsabilitatea pe care o poartă pentru declararea datelor din fișa respectivă, dar nu poate un polițist să cunoască dacă în cazul dat este indicată adresa de faptul pe care se va afla persoana dată sau este indicat un telefon corect sau este un telefon ironat care este indicat. Care sunt pașii pe care trebuie să-i facă o persoană care are suspecții că ar avea COVID-19? Sună la medicul de familie, ori se duce la medicul de familie? În situațiile date, noi recomandăm ca ea să sune medicul de familie și să evite plecarea la medicul de familie, pentru că cunoaștem că oricum mai avem situația care mai este încă cu gripa, cu infecțiile respiratorii acute. Este vorba de a apela medicul de familie. Dar medicii de familie sunt echipați corespunzător pentru ca să meargă? Medicii de familie, vreau să vă zic, când sunt cei mai informați
informați și nu doar medici de familie, ingineri, personalul medical, care sunt măsurile pentru protecția individuală în cazurile în care fac vizite la o persoană care este suspectă cu infecția coronavirus. Este vorba și de cele măști, este vorba și de mănușele care trebuie să le aibă și de fapt orice persoană care vine inclusiv și la vizită la medicul de familie, oricum medicul trebuie să aibă măsurile date de precauție. Este vine cu o gripă, se poate constata o altă boală contagioasă, sunt exact aceleși măsuri de precauție care nu este nimic nou la momentul actual. Doamna ministru, unul dintre directorii comerciale a unui depozit farmaceutic a declarat că de astăzi ar putea să nu mai aibă măști la depozit. Ce facem în cazul dat? Eu am mai anunțat încă o dată și îmi pare rău că adresați deja a treia oară întrebarea dată, v-am spus-o ieri. Sunt într-adevăr unii directori de depozite farmaceutice pentru că există criza globală care la momentul actual nu dispun de măști. Dar avem alți deținători ai acestor depozite farmaceutice și am menționat care dispun de stocuri de măști și sperăm foarte mult că acel stoc să fie suficient până la deblocarea sau mai bine zis importul măștilor din China, pentru că v-am menționat și ieri și reiterez încă o dată. În cadrul întrevederii care a avut loc cu reprezentanții Ambasadei Chinei, Republica Moldova, China a produs o cantitate enormă, reieșind din situația epidemiologică existente, de echipamente de protecție individuală, inclusiv și de măști în cazul dat, și ei sunt gata ca să importe acestea, durează doar ca timp importul lor. Vreau să menționez altceva, ceea ce ține de instituțiile medico-sanitare publice. Achiziția s-a încheiat. Noi și mai mult am făcut, noi ne-am asigurat ca agenții economici să ne prezinte declarații și eu dispun de aceste declarații, că ei sunt disponibili, au stocul necesar pentru a livra aceste echipamente de protecție pentru instituțiile medico-sanitare. Pentru că noi vorbim în cazul dat nu doar de măști, noi vorbim în cazul respectiv și de alte măsuri de protecție și dezinfectanții care trebuie să fie în instituții. Noi ne asigurăm la momentul actual de toate momentele date. În cazul celor 7 suspecți de coronavirus despre care ați anunțat aseară în cadrul ședinței, ați primit testele de laborator? Vreau să menționez că astăzi, pe parcursul zilei, o să venim cu rezultatele pentru 10 adulți și 2 copii. Toate rezultatele vor veni. Scuze, dar eu mai am ședința punctului focal și am ședința Parlamentului. Eu vă mulțumesc din suflet. Eu sper că eu am răspuns la întrebări.